Peste 1800 de participanți s-au strâns la Marea Dictare Națională desfășurată cu ocazia Zilei Limbii Române. Evenimentul a avut loc la Chișinău, în piața Marea Dunării Naționale, dar și în alte 15 centre raionale din țară. Participanții au avut de scris la dictare un fragment din opera Școala Vieții, semnată de regretatul Spiridon Vanghelie. De toate vârstele, de toate profesiile, din toată Moldova, voi, îndrăgostiți de limba română, înțelegeți responsabilitatea care vine prin cuvânt. Cuvântul are puterea de a crea sau distruge lumi. Iar pentru noi, cuvântul în limba română are o putere dublă. Pentru că vine ca o moștenire prețioasă lăsată de înaintași, dar și ca o responsabilitate aproape sacră pe care o ducem înainte către urmași. Cu recunoștință față de cei care au păstrat limba română vie pe aceste meleaguri în cele mai cumplite timpuri, când pentru rostirea unei poezii în limba română puteai fi arestat, azi celebrăm libertatea și bucuria de a trăi în limba noastră. Această zi ne unește pe toți cei care vorbim și simțim românește. Limba română este un element esențial al identității și unității naționale. Ea reprezintă nu doar un mijloc de comunicare, ci un simbol al culturii, istoriei și tradițiilor noastre, unind toți vorbitorii ei într-un spațiu cultural comun. Felul în care ne vorbim limba, cât facem pentru ea și de dragul ei, rămâne a fi un însemn al demnității noastre naționale. Generații au luptat pentru ea și este de datoria noastră să păstrăm vie amintirea acelor sacrificii. Limba română este cea care ne definește emoțiile și visurile, speranțele, așteptările pe care le avem pentru țară și pentru noi înșine. Este limba în care rostim primul cuvânt, primul mulțumesc, primul te iubesc și primul iartă-mă. În limba română învățăm a scrie și citi, în română iubim și visăm, orice vârstă nu am avea. În limba română trăim în fiecare zi. Pentru limba noastră au luptat multe personalități marcante, una dintre care este Spiridon Vanghelie, prozator și poet, tatăl lui Guguță. În dictarea de astăzi, Spiridon Vanghelie ne va oferi o lecție din volumul Școala Vieții, o operă care reflectă profunzimea gândirii și experienței autorului. Am ales acest text ca să omagiem marele nostru scriitor. Dictările vor fi verificate pe parcursul lunii septembrie de o comisie specială formată de Ministerul Educației și Cercetării, iar cei mai buni participanți vor fi premiați în cadrul unui eveniment public. Precizăm că în anul 2023 în jur de 450 de persoane, copii, adolescenți, adulți, funcționari publici, au participat la Marea Dictare Națională, organizată în premieră absolută la Chișinău, astfel fiind celebrată într-un mod inedit Ziua Limbii Române.